Bună seara, ne-am întors alături de una dintre cele mai îndrăgite personalități publice din România, doamna Mihaela Tatu. Bună seara, Mihaela, bine ai venit! În primul rând, mi-a plăcut că te-ai corectat. Bună seara, Alexandru, și ție și telespectatorilor tăi, sau nu sunt telespectatori? Ba, cum da, se numesc? Sunt și telespectatori. Da? Așa? Faptul că te-ai corectat și n-ai spus vedete și ai spus... Cum ai spus persoane publice sau nu știu cum te-ai exprimat? Personal, da. E bine că n-ai spus vedete sau ce știu eu ce alte denumiri avem cei care am lucrat pentru o perioadă sau poate că lucrăm în continuare în televiziune. Cu foarte multă ușurință folosim termeni importanți ca vedetă, iubire, prietenie, ură. Cu foarte multă ușurință. Mă bucur că sunt aici. Bine, este și un cuvânt care cumva a căpătat un sens mai degrabă peiorativ la noi, pentru că s-a făcut abuz de el și de multe tocmai ori... Tocmai de aceea să-l rostim cu foarte multă ușurință. Îmi place la tine! E spațiu și e luminos și aerisit și e multă lumină, iar eu vin astăzi, am mai înregistrat o emisiune cu cineva... într-un spațiu mai mititel, așa, mai... Mai chinuit? Da, și îmi place extraordinar. Uite, mă pot mulțumim, și aranja. Chiar îmi place. Mă bucur că sunt aici. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Și sper să fie o primă vizită dintr-o serie pe care să o gândim pe termen mai lung. De noi depinde asta. De noi depinde. Spune-mi, te rog... Ce mai faci tu? Iată uite, cum uite, ne-am luat, uite, cât de repede uite, ne-am luat. Că am schimbat rolurile, să le povestim telespectatorilor noștri cum ne-am cunoscut. Cu 15 ani în urmă, fiind de partea cealaltă fiecare. Tu fiind moderator la De trei femei, realizator, iar eu fiind un tânăr autor al unei cărți de psihologie de cuplu, venind să explic... Tainele psihologiei de cuplu, se chema Cum să păstrezi iubirea partenerului. Ce naiv eram la 20 și ceva de ani. Știi ce îmi place? Că recunoști treaba asta. Și cu cât vei înainta în procesul de cunoaștere, care se numește vârstă, îți vei da seama că lucrurile sunt atât de profunde și atât de complexe și ceea ce gândeam la 20 nu seamănă deloc cu ceea ce gândeam la 30, nu la 40, cât despre 50. Oho! Deci chiar, dar ce frumoși eram, măi, Alex, și cât frumoși în naivitatea noastră. Știi filmul acela românesc cu ce tineri și frumoși eram. Mai ales eu. Și cum am ajuns? În schimb, iată, tu ai cochetat de atunci cu televiziunea, sau mai bine zis cu... Ideea, cu visul. Nu mai degrabă cu a... face tot felul de săpături în viețile personale ale oamenilor și de a scoate, pentru că tu ai avut un șir de cărți, mi-aduc aminte, biografice, exact. Și iată cum ai rămas în aceeași arie, dar pe o altă bază de media, pe alt suport media. Ai trecut din literatură, din scriere, ai trecut în online. Video mi se pare mediul cel mai... ofertant din perspectiva comunitară. Normal că ești bărbat și nu trebuie să te machezi înainte și nu trebuie să te coafezi. Vino repede, aranjează-ți părul. A plouat afară, m-am tuflit de la un spectacol de teatru, n-am mai avut timp să trec pe la mec. Pentru fete nu e același lucru, Alex, să știi. Da? Norocul tău este că eu sunt o păpușă de fată și ori machiat, ori nemachiat. Dar trebuie să recunosc că mă gândesc că pe noi îți lipsește microbul televiziunii. Să știi că nu e un microb. Hai, fii atent. În primul rând, pentru mine, televiziunea a fost un serviciu, Alex, și mulți nu înțeleg asta. Un job. Un job, exact. Un loc de muncă. Nu l-am luat ca turnul de fildeș în care am urcat și m-am transformat în Rapunzel și de acolo n-am mai ieșit pentru că s-au străduit alții să construiască în jurul meu o imagine. În schimb, probabil că tocmai de asta rezistă și acum brandul De trei ori femeie, tocmai pentru faptul că am dat dovadă de naturalețe și autenticitate și acum, ca și atunci, și în viața de toate zilele, ca în fața telespectatorilor respectiv pe sticlă. Dar de ce nu se mai fac emisiuni de tipul acela? Că parcă lipsește genul ăsta. Managerii posturilor de televiziune consideră că nu mai fac audiență,
Totuși cred că ceva s-a întâmplat. Cred că a fost perioada de cunoaștere, perioada de pionierat al acestui fel de emisiuni, perioada pe care am prins-o noi, respectiv emisiunea de 3 ori femeie, care a fost cea din tâi emisiune pentru femei, care a dus a pus pe tapet realele probleme cu care se confrunta femeia în societatea românească de atunci și de acum, și problemele sunt aceleași. După care a urmat devalorizarea talk show-urilor și mai ales a acelor subiecte. Da, mie parcă n-am vrut să folosesc un termen mai dur, cu toate că așa trebuia. Mai ales că subiectele pe care le-am adus în fața telespectatorilor au fost grele. Unde erau chiar tabu? Da, sigur că da. Prostituție, incest, drog, homosexualitate, toate acestea sunt și vor fi în jurul nostru. În schimb, suntem o societate puritană care nu scoatem la iveală ce avem băgat pe sub covor și suntem niște măști care ne raportăm la alte măști numai ca să dăm bine. Bine, pe de o parte este bine să avem niște valori la care să ținem, dar în același timp trebuie să avem dialog cu cei care au alte valori. Și nu e vorba despre valori, cred că de data asta. Tot ce ți-am povestit eu nu cred că ține de valori, pentru că am cunoscut ființe care în perioada în care trebuiau să-și crescute în niște valori etice și morale deosebite, care în perioada în care trebuiau să-și plătească căminul din 6 în 6 luni la facultatea de drept, n-am să uit cât trăiesc, se transforma într-o damă de companie de lux, nerenunțând la valorile pe care le avea, dar viața te punea în această situație și nu știa nimeni, nici părinții și nici colegii nu știau ce face ea. Foarte Iată interesant. Unde te duce. Da, eu am avut niște povești extraordinare. Ei, după care a venit acel curent de otevizare a tuturor televiziunilor, când n-a mai contat cuvintele ca integritate, moralitate, exemplu personal, punctualitate, sinceritate, onestitate, au rămas doar niște cuvinte în dex, n-au mai fost considerate valori. Și acum simt așa un soi de... Exact, ai simțit și tu același lucru? Dovadă că suntem noi aici. Și că suntem, da, care are cu totul alt profil. Da. Acum, nu știu, vin și eu și întreb... Nu știu cum funcționează, cum se măsoară audiența. Nu funcționează, știu cum pe cablu. Nu, suntem o televiziune clasică, dar rețeaua de distribuție este încă la început. Suntem doar în anumite rețele de cablu și punem destul de mult accent pe internet și pe Facebook. Suntem în live pe Facebook și ce foarte fai. Multe persoane se uită acum la noi live pe Facebook. Și ce-mi pare rău, că nu mi-am anunțat și eu prietenii de pe Facebook să se uite în clipa asta. Păi o să pot să șerezi după emisiune. Obligatoriu îmi dai. Și ți-am spus că eu acum am de câteva luni de zile am site și este foarte prolific și vreau să-mi dai linkul tău, să-l pun la mine și al meu la tine. Mulțumesc, am învățat și eu acum. Va fi o onoare să... Schimb de experiență. Da. Deci suntem o televiziune clasică, o televiziune de business, dar care pune foarte mult accent pe dezvoltare personală și aici aș vrea să ajungem la acea parte din viața ta în care și tu te-ai îndreptat spre această zonă, adică o căutare personală, apoi iată ai ajuns să fii speaker și să moderezi evenimente într-o zonă de dezvoltare personală sau chiar de business. Dar mai întâi, ce te-a tras spre zona asta de suflet și ce ai descoperit în ea? În primul rând, când am hotărât că... N-am hotărât dintr-una că renunț la televiziune. Am avut niște probleme de sănătate, am trecut peste ele, am luat o pauză de 2 ani și am călătorit în toată lumea. Am călătorit chiar în toată lumea în acei 2 ani. Și întorcându-mă, mi-am dat seama de... Am conștientizat, am văzut transformarea televiziunilor. Ai renunțat doar la televiziune sau și la afaceri? Știu că tu aveai și niște... Dar renunțat... Știi că nu poți, dacă vrei să faci televiziune... cu toată ființa și eu nu pot să fac lucruri la jumătate de normă. Nu pot, adică ori fac un lucru ca lumea, ori nu-l fac. Probabil că e un alt secret al succesului în momentul în care pornești într-un domeniu. Am avut un club
Îmi amintesc că era o misiune. Îți aduce aminte, exact, da. Pentru că, da, dar m-a epuizat acea perioadă, pentru că îmi doream să fiu în mijlocul clienților și la clubul respectiv, un club de muzică veche, și îmi doream să fac audiență și la televizor și nu puteam să renunț la a fi... Voi să fii de trei ori femeie și viața reală, nu doar în emisiune. Exact. Apoi am renunțat la club și m-am concentrat foarte mult pe televiziune. Ulterior am mai avut un club, dar de data aceasta pentru copii, s-a numit Dry Kinder. Nu era unul și în Brașov? Sau că... Era unul în Brașov și unul în București. Clubul pentru oameni mari, respectiv Oldies. Okay. Da? Era unul în Brașov. Așa am și început, datorită succesului pe care l-a avut clubul în Brașov. Da. Și mi-am dat drumul și în București. Era pe zona Mântuleasa? Nu, Mâși Moșilor. Da. Nu chiar Mântuleasa. Cu toate că de multe ori mi s-a întâmplat să văd că fauna era aceeași. Dar trecem peste asta. Repet, am renunțat la clubul respectiv, dorindu-mi să fac un lucru, dar să-l fac foarte bine. Și mai ales că oboseala de această natură epuizează corpul. Ori îmi doream să-mi păstrez și starea de sănătate. După care am deschis un club pentru copii, un Dry Kinder s-a numit, un fel de after hour. Și din nou a fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine, însă începusem să colaborez cu Antena 2 pe vremea aceea și am renunțat la clubul respectiv 3 ani de zile lucrând, da, având emisiuni în Antena 2. Apoi am avut pauza despre care îți vorbeam. Deci întotdeauna am cochetat și cu antreprenoriatul în paralel cu televiziunea. Prin urmare, tu când ești speaker la un eveniment de business care are o sună educațională și de dezvoltare personală, vorbești și din experiența de antreprenor. Păi, perioada de antreprenoriat nu s-a terminat acolo. Acum sunt antreprenor. Ce faci? Povestește-ne! După ce am ajuns la concluzia că nu am ce să caut în televiziune, am avut o perioadă de disperare, Alexandru, pentru că știam că am atât de mult potențial și foarte bine pregătită în domeniul meu, respectiv o altă arie a comunicării, dar cine avea nevoie de abilitățile și competențele mele într-o lume care nu avea de a face cu televiziunea? Și am făcut cunoștință cu Business Days. Este o platformă, program de networking și informare antreprenorială care are o vechime de vreo 6 ani și de 5 sunt eu, alături de un coleg, moderator al evenimentului. Acolo am cunoscut antreprenorii, acolo am cunoscut public speakerii, acolo am cunoscut ceea ce mie mi se părea normalitate, ei considerau o lecție de dezvoltare personală. Eu veneam dintr-o arie în care eram trăitor și nu cititor și m-am trezit că citesc și iau toate datele și toate situațiile prin care am trecut și care m-au înnobilat și m-au ajuns pe mine la un stadiu de cunoaștere despre care era vorba în acele cărți și le-am pus în sertărașele despre care vorbeau acele cărți. În concluzie, n-am făcut altceva decât să citesc ceea ce am trăit. Dar, de fapt, eu trăisem ceea ce citeam. Foarte cam așa ceva. Da. Ei, și atunci am descoperit ce înseamnă public speaking, trainerii, antreprenorii. Este diferit să vorbești în fața unei audiențe decât în fața unor camere? Da. Așa cum este foarte greu pentru un actor să poată să livreze, să iasă din rolul de speaker și să livreze în fața unor oameni, așa este greu unor... Eu veneam din televiziune unde mă adresam unui fund de borcan, la tine nu seamănă așa, ai niște camere profi, ce păcat că nu le puteți vedea, și prin intermediul acestui fund de borcan eu mă adresez unei mulțimi. Eu trebuie să-mi imaginez că acolo, în spatele acelei camere, este o țară întreagă sau o lume întreagă. Pe când, și să transmiți. Simtă oamenii prin fiecare port. Asta înseamnă că nu vorbești doar să spui, ci vorbești ca să transmiți. Aici am învățat eu paraverbalul și nonverbalul în televiziune, pentru că este foarte greu să transmiți o emoție prin intermediul a ceva, mort, da? Prin cameră. Tu, ca speaker, ca realizator de emisiune, trebuie să transmiți emoția. Am acest dar pe care, știi că Doamne ne lasă pe noi cu niște însușiri, pe care, dacă vrem, le transformăm în calități. Am cam muncit pentru asta. Ei, în momentul în care vorbești oamenilor, tu trebuie să vii cu tine. Acolo ai energia lor,
ai privirile lor, care îți creează o zonă de emoție cumplită pe care poți să o depășești sau nu? Te-ai simțit inhibată vreodată? Nu? Nu. Nu, pentru că deja aveam experiența televiziunii și pentru că îmi place extraordinar de mult să fiu pe scenă. Eu mă simt confortabilă. Sunt acolo și niște trucuri pe care să le folosești, le putem da oamenilor, da, niște mici trucuri în, da, arta de a vorbi în public? Da, sunt. Vezi tu, oamenii uită că, și de asta de foarte multe ori nu se fac înțeleși, sau poate că ceea ce vreau eu să transmit ajunge trunchiat la cel căruia vreau să-i transmit. Uităm despre aria de 55% din ceea ce înseamnă, din 100% care înseamnă comunicare, 55% este non-verbal și 38% e paraverbalul. Suntem atât de concentrați pe cei 7% pe care îi reprezintă verbalul, respectiv conținutul. Paraverbal înseamnă dicție, înseamnă ritm, înseamnă volum, înseamnă voce, înseamnă calibrarea energetică la public, înseamnă gestionarea emoțiilor, înseamnă punctarea cuvintelor cheie care dau sens, nu-i așa? Înseamnă modalitatea de transmitere a ideii, a înțelesului, a sensului. Pe când non-verbalul înseamnă tot ceea ce facem cu corpul. Să nu mi se pară mâinile că sunt o prelungire inutilă a propriului meu corp, sau să vorbesc cu unui public și să mă uit pe tavan sau să mă uit deasupra lor. Contactul vizual, de exemplu, este foarte puternic. Și este un factor care, primul lucru pe care îl faci când ajungi pe scenă, ai făcut în tangoul argentinian, se numește cabeceo. Adică ai făcut contactul vizual cu o parte din sală, cu o parte din sală, apoi cu toată sala și de ce nu cu loja. Dansezi? Da, am dansat și voi dansa toată vieticica mea. Nu la nivel de performanță, cum am făcut-o acum 11 ani sau până acum 11 ani, dar o să continui, deci să dansez. Deci ai fost în concursuri de tango. Da, normal. Uite că asta m-am știut. Da, și nu tango argentinian, de asta m-am apucat acum, nu de mult, datorită fiicei mele, pentru că ea face asta, ci eu am făcut dans sportiv de performanță. Adică standardul și latino. Dar care este, așa ca o paranteză, secretul tangoului argentinian? Pentru că mie mi se pare un dans de neînțeles. Alte dansuri, cum sunt astea mai sportive, au niște algoritmi pe care poți să-i înveți cumva matematic, și la tango nenorocirea este că greutatea stă pe bărbat, care trebuie să fie liderul, și dacă bărbatul e tolomac, degeaba e femeia foarte... Nu ți se pare că este ca în viață? Nu ți se pare că... Da, dar femeia urmează bărbatul și îl inspiră în egală măsură. Iată cum în tango facem ceea ce am uitat de mult să facem în viață. Respectiv, s-a inversat rolurile. Femeia este acum liderul viață. S-a transformat într-o femeie bărbat bine. Poți să fii lider și dacă manifeste energia feminină, Alexandru. Într-un mod subtil. Foarte subtil. Da. Și mult mai... Vezi tu, niciodată energia masculină nu va fi cea care generează transformarea, pentru că nu sunt cei 9 muzi sau cei 7 arți. Sunt cele 9 muze, sunt cele 7 arte. Energia feminină este cea care va genera transformarea și va inspira toată existența noastră. Masculul este cel, not the man, the male este cel care este liderul. Femeia îl inspiră și îl urmează, dacă are pe cine. Dacă nu, bineînțeles că preia frâiele, pentru că și îl încalecă, spun eu sigur. Uite, mi-aduc aminte o poveste dintr-o carte de business, în care autorul, posibil chiar Donald Trump, apropo că este acum subiectul zilei, cred că una dintre cărțile lui era, am citit foarte mult, mie mi-a plăcut foarte mult Donald Trump ca și om de afaceri și în special prima lui carte, The Art of the... Probabil că ți-a plăcut tenacitatea cu care a ieșit de fiecare dată din... Acum nu cunoaștem foarte mult cât de onest a fost în mediul de business și cât de vertical a fost în mediul de business. Pentru că nu știu de ce câteodată îmi vine în minte J.R. din Dallas. Nu știu de ce Donald Trump și... Da. De oricum, ce? A scris una dintre cărți, se cheamă The Art of Comeback, Arta Revenirii, Revenirii, în care el
nu numai că dăduse, ajunsese la zero, dar avea datorii de miliarde și a reușit să revină de acolo, este un exemplu de om. Este un model. Da. Deci pentru mine eu am un respect deosebit față de antreprenorii, oamenii de afaceri care trec printr-un faliment două și renasc precum pasărea Phoenix, nu se împiedică de un eșec. Și nu e eșec. Eșec este să nu reușești să te mai ridici. Dar știi cine ne împiedică? Ia spune. Statul român. Știu. Statul Alex, român, știu. Dacă ai o problemă în afaceri odată în viața ta, deja e stigmatizat. Deja e stigmatizat. Da. Știu. Știu. Este mare. De asta când ieșim afară, vezi tu, există două țări care sunt țările tuturor posibilităților. Una dintre ele este Statele Unite, unde poți renaște și poți să revii într-un business, cum să spun, mai puternic și mai plin de experiență, și niciodată oamenii care au avut mai multe experiențe nu sunt, și mai multe afaceri în diverse domenii nu sunt înfierați. Și din potrivă este o experiență în profesională și este România care este țara tuturor posibilităților, unde poți să furi, să înșeli, să faci avere de pe o zi pe alta dând tunuri, pentru că ai posibilitatea să faci absolut orice, dar nu moral și nu etic. Cam așa stau lucrurile. Ambele sunt țările tuturor posibilităților. Pentru că ai călătorit în jurul lumii, spune niște întâmplări speciale care te-au marcat sufletește, spiritual, și care te-au clădit. Doamne, tu cât vrei să stăm o oră? Păi nu știu, putem să stăm cât este necesar. Atunci când mi-am dat seama că am depășit problemele de sănătate și când mi-am dat seama că ziua de mâine poate fi un viitor atât de îndepărtat, am zis că vreau să bifez. Știi că a existat un film Bucket List? Da, am avut status list înainte de bucket list. Dar nu le-am avut ca pe niște lucruri pe care vreau să le fac înainte de a pleca din lumea asta, ci au fost profesii pe care mi-ar fi plăcut să le am. Fie că am vrut să predau și atunci am avut dry kinder, fie că mi-am dorit să fiu coafeză și o anumită perioadă din existența mea am machiat și am coafat mirese, asta pe vremea când lucram în Brașov la ProTV, tocmai ca să pot să ofer fiicei mele mult mai multe posibilități de dezvoltare personală. Fie că mi-am dorit să lucrez într-un centru de echitație și am avut calul meu, fie că mi-a făcut plăcere să fiu ghid, am vrut să fiu ghid și să călătoresc și am călătorit, am vrut să joc într-o piesă de teatru și am jucat. În această perioadă pe care mi-am ales-o, unii spun an sabatic. Eu n-am știut că se numește așa decât după un an și jumătate mi-am dat seama că cei din jur spuneau, Mica, tatu este într-un an sabatic. Ok, dacă vreți voi, poate fi și așa. Mi-am dorit să călătoresc. Și chiar am călătorit. Vreau să spun că m-a fascinat Belgia. M-a fascinat Belgia pentru că atunci am aflat că cel mai mare port industrial este Antwerpul sau Anvers, cum vrei să spun, depinde în ce zona Belgiei te situezi. Din lume. Da. Și Belgia e atâtica. L-am vizitat și eu în toamna anului trecut. Ai văzut ce e acolo? Și totuși e ordine și disciplină și curge și o armonie. Și apoi, tot acolo m-a impresionat, pe vremea aceea, nu știu dacă e la fel, asta se întâmpla acum în 2012 sau 2011. Ce mai contează un an? E important. O să spun și de ce după aceea. Am aflat că cel mai mare exportator de pere este Belgia. Și n-am înțeles cum. Pentru că acolo plouă tot timpul. Și din timp în timp auzeam pum! Mai ales când ploua. Și mi-au povestit oamenii că Belgia, unde plouă foarte mult. Exact. Era câte un nord din ăla greu, care ploua într-un singur loc și distrugea cultura de pere. Atunci, acolo erau poziționate tunuri cu aer cald care spărgeau norii, pentru că erau la joasă altitudine, și împrăștiau și atunci ploua, firesc, dar era disipat, împrăștiat pe peste tot. Apoi, ce m-a impresionat, bineînțeles, a fost Camino de Santiago de Compostela. Este acel pelerinaj pe care
care se face, se ține de vreo 1000 și ceva de ani, sunt cele 3 pelerinaje în creștinism, este unul la Vatican, celălalt în Israel, în Ierusalim, și Camino de Santiago de Compostela, respectiv drumul Sfântului Iacob, pe care nu știu dacă l-am făcut pentru să mă regăsesc sau așa, am pornit pentru că am aflat cu mulți ani în urmă de el, am simțit că nu mai am liniște și, pe de altă parte, eu am o ruptură de ligament încrucișat și menisc și nu mai pot face sporturile pe care le făceam odinioară, respectiv călărie sau echitație sau schi sau patine sau cățărare, drumeții. Nu mai pot să mai alerg ca odinioară. Pot să merg, să not și din când în când mai ies cu calul, dar foarte puțin. Ei, să mergi 826 de kilometri pe jos timp de 6 săptămâni, să traversezi Spania de la est la vest, nordul Spaniei, să cunoști istorie, să te cunoști pe tine, să vezi cum gândesc și de ce alte culturi reacționează altfel, gândesc altfel, care sunt valorile lor, care sunt valorile poporului german sau ale latinilor. Sau am stat 2 luni și jumătate în Italia, în diverse zone din Italia, mi-am dat seama de ce oamenii gândesc, gătesc într-un anumit fel. Deci ai fi putut să scrii tu acea carte. Da. Acea carte. Da. Și am foarte multe însemnări. Am teancuri de însemnări. Nu am așezarea necesară. Acum, m-ai întrebat ce fac acum. După ce am descoperit lumea antreprenorilor, mi-am dat seama că aia este nișa unde pot să mă desfășor profesional. Bine, eu aveam cunoaștere, dar cum să o livrez când aveam tehnică? Și am făcut TOT-ul, respectiv Trainer of Trainers, formator de formatori. Și am studiat niște logopedie ca să văd și eu cum stau lucrurile și să fiu cât mai complex și mai complet pregătită pentru ceea ce urma să fac. Și acum sunt trainer pe tehnica și arta livrării discursului, respectiv public speaking, speaker, public speaking din perspectiva paraverbalului și nonverbalului. Foarte interesant și foarte potrivit pentru foarte experiența potrivit, pe care o ai. Exact. Apoi am făcut cunoștință cu cluburile de oratorie, clubul de oratorie care se numește Toastmasters. Este un club de oratorie ce ființează în Statele Unite de vreo 92-94 de ani, în România de 6 sau 8 ani. Sunt membră la Oradea, orășelul în care m-am stabilit de vreo 4 ani. O să-ți povestesc și de ce, pentru că se leagă tot de comunicare și se leagă mai ales de aceste abilități pe care le am în... Am 7 registre vocale, lucru care mi-aduce mie un plus de valoare atunci când vorbesc. Câte registre are o persoană obișnuită? Da, păi Dumnezeu știe. Cântăreții de operă au mai multe în interpretare. E bine să reușești pe toate zonele, adică și pe vocea de cap și pe vocea de gât și pe vocea de piept, să treci prin toate zonele, în așa fel încât cei de acasă să nu observe și să nu fie... Vorbirea trebuie să fie o curgere. Platon spunea că retorica este arta de a atinge sufletul omului printr-un discurs. Printr-un discurs pe care nu-l spui așa plat, pentru că creierul omului nu are capacitatea să se concentreze mai mult de 2-3 minute pe un singur, chiar dacă subiectul este foarte interesant. Ce părere ai despre livrarea mesajului la politicienii noștri? Lasă-mă în pace! N-ar avea nevoie, nu vorbesc foarte serios, Alex. La nivelul de reprezentare a țării, n-ar avea nevoie de asta. Când a candidat președintele nostru, i-am făcut o evaluare și am trimis-o, nici măcar nu știu dacă datele au ajuns la el. Și am trimis-o unui birou, staffului, da? Că a luat la cunoștință, i-am făcut încă o evaluare, am spus unde ar trebui să se întâmple lucrurile. Și am ținut-o așa o perioadă și am spus că am renunțat, pentru că am zis că nu o să renunț până când nu o să mi se spună nu mai fă. Nu mi s-a spus, a zis, ca de obicei, revenim noi. Probabil că face cu cineva, probabil, nu știu. Baiul este că pentru a fi speaker este diferit decât să spui știri la televizor. Este diferit decât un actor. Este altceva. Îmbini. Știi că după felul în care un om vorbește poți să-ți dai seama, și tu ca psiholog eu vei fi de acord cu mine, poți să-ți dai seama câte schelete are în dulap, poți să-ți dai seama câte gogoși are băgate pe sub covor, care au dospit tocmai pentru că n-ai trecut prin ele și să le alchimizezi, să le transformi, ci ai trecut peste ele. Poți să-ți dai seama de câtă încredere ai în tine și atunci întâi rezolvi niște lucruri, te deschizi niște centri și după aceea începi să vorbești.
Pentru că trebuie să te calibrezi energetic. Deci o transformare complexă și completă. Nu sunt doar așa niște rețete? Nu. Eu practic yoga de vreo 11 ani și acolo am văzut cam cum stă treaba cu energiile astea și cu fluxul de energie, cu nadisurile, canalele prin care trece energia prin noi și unde sunt blocajele, unde te blochești, pentru că ți se întâmplă câteodată să ai impresia că oamenii vorbesc cu frâna trasă. Se opresc undeva aici, n-au forța să meargă mai departe, n-au încredere suficientă în ei. De acolo trebuie pornit. Apoi sunt persoane, de exemplu, vocea noastră ține foarte mult de, lăsând deoparte nivel de estrogen și așa mai departe și de testosteron, ține de insulină. În momentul în care faci nodul pe corzile vocale vorbind tare, neîncălzit într-un mediu umed, mai fumând, mai băbând băuturi cu acid foarte reci, vocea are de suferit, corzile vocale au de suferit și atunci vocea se transformă. Te internezi într-un spital, la noi la Panduri, pentru că este singurul din București care face asta, este o boală domnească, nu te doare nimic, va trebui să stai într-un repaus vocal o săptămână sau două în funcție de gravitatea afecțiunii pe care o ai și reînveți să vorbești, la început nu scoți niciun sunet și faci injecții cu insulină, care sunt hormonul descoperit de către domn profesor Paulescu în pancreasul nostru, da? Deci totul e la nivel hormonal. Bolnavii de diabet sunt un pic, au o voce puțin diferită, tocmai pentru că foarte puține lucruri știm despre vocea noastră, despre care credem că așa stau lucrurile și ni se cuvine să avem și e ca și cu mersul, ca și cu privitul, ca și cu auzul. Avem impresia că toate sunt normalități. Nu stau lucrurile chiar așa. Trebuie să avem grijă de noi din toate perspectivele. Faci training-uri și pentru Nu sunt pregătiți. Stai că m-ai întrebat ceva și simțeam că n-am răspuns. Nu, politicienii noștri nu numai că nu-și doresc astea. Pentru ei nu contează, pentru că merge și așa. Și dacă au ajuns primari care sunt agramați să conducă și să-i fie acolo și lumea i-a votat, nedorindu-și modele... Vezi tu, trăim într-o societate... Poporul român nu cred că are nicio vină. Când sus nu ai model. Avem nevoie de exemple personale, de lideri care să ne conducă. Or, liderul, pentru lider nu contează exemplu personal. Îmi aduc aminte acea campanie pentru primăria Capitalei, în care pusă cumva ca antiteză și ca o imagine și metaforă, erau pantofii diplomatului, pantofii primarului. Era Mircea Joană, care era diplomatul spilcuit, titrat, da, dar tot cu am decât două mere vorbește, să știi, ca în sud. Deci nu, așa? Continuă, te rog. Și candidatul mai din topor, dar carismatic, pe care oamenii l-au ales. Atunci, cine era Băsescu atunci? Da. Așa. Măi, eu cred, ca primar, eu continu să cred că e nevoie să fii bun gospodar. Eu nu mă pricep la... Mai puțin să vorbești limbi străine, nu? Sunt ca o coală albă de hârtie în diplomație. Ai nevoie să vorbești limbi străine, nu ai ce să cauți acolo. Apoi eu, dacă aș fi președinte, nu m-aș încumeta să vorbesc o limbă străină dacă nu stâlcit am traducător, pentru că am această posibilitate, sunt președintele țării. În concluzie, să am traducător, nu doar să mă dau mare că vorbesc o limbă străină. Uite, o să povestesc cu o treabă reală, povestită de ambasadorul Chinei într-un interviu, mi-a spus-o off the record. Și a trecut mult timp, e vorba putem de o discuție pe care mi-a fost împărtășită prin 2008-2009, deci am vergura de timp să fac o mică mărturisire. Da. A fost o vizită la nivel înalt în China, cred că la nivel de președinte de stat sau de prim-ministru de la noi, la nivel de paritate. Și la un moment dat traducătorul român traducea pe câmpii. Aha. Oficialul chinez, cred că președintele statului era, s-a întrerupt, a spus într-o românească perfectă: mă scuzați, cred că nu m-am exprimat suficient de bine, vă rog să-mi permiteți să reiau, în românește a spus. După care s-a întors la chineza lui. Deci e bine să știi. Și de ce? Pentru că bine. China
pregătește pentru fiecare țară a lumii câte o clasă de 40 de candidați care vor fi diplomați în acea țară. Din au care de se... unde, slavă Domnului! Da, din care selectează 1, 2, 3 care ajung diplomați, ceilalți ajung în alte situații. În cazul ăsta, cred că ajunsese prim-ministru sau președinte. Cred că prim-ministru. O funcție de foarte, foarte înaltă. Pentru că se respectă. În momentul în care ajungi într-o funcție de felul acesta, respecti, te respecti pe tine ca țară. Și pentru asta atunci trebuie individul care lucrează în dar această funcție trebuie să fie foarte românește, bine deși pregătit. Ar fi putut vorbi, înțelegea perfect, da, vorbea perfect, dar vorbea în sunt alegerile, da, sunt alegerile lor. Există țări unde nu poți să candidezi și mă refer la Statele Unite, unde și iată s-a înființat clubul Toastmasters. Nu poți să candidezi ca deputat, senator, zi cum vrei, dacă nu faci școala. Oricum la ei în învățământul primar există oratorie. Oratorie și retorică. Ai capacitate. Cum să-ți pui tu punctul de vedere când nu ai bagajul de cuvinte, dar nu au o cultură generală și nu știu care este capitala României. Nu știu că Bucureștiul îl confundă cu Budapesta și așa mai departe. În schimb, dacă sunt întrebați niște lucruri firești din lumea lor, de acolo, ei au capacitatea să aibă o frază cu subiect și predicat și să se și înțeleagă. Pentru că asta fac la școală. Și este indiferent... o profesionalizare exact, a acelui... Exact, exact. Indiferent de dezvoltarea tehnologiei în domeniul comunicării, vorbirea va rămâne cel mai important mijloc de comunicare. Cum să susții punctul de vedere? Cum să aduci celorlalți la cunoștință nemulțumirea ta sau elogiile tale referitoare la o situație dacă tu nu ai cuvintele la tine? Dacă ai cuvintele la tine, să ai curajul să le spui. Pentru că învățământul din statul respectiv se bazează pe ușurința cu care cei mici își susțin compunerile și proiectele în fața clasei. Și nimeni nu râde de ei. Sau dacă râde, ei sunt pregătiți emoțional și psihic pentru a susține reacția colegilor. Ori la noi, știi că se zice că cea mai mare, dacă nu, a doua după moarte, dacă nu cea mai înaintea morții, este frica de a vorbi în public. De ce s-a dus buhul de asta? Pentru că informație egal cunoaștere egal putere. Putere înseamnă încredere în tine, încredere în tine înseamnă atitudine. Simplu. Suntem chiar pe finalul emisiunii. Deja? Păi n-am apucat să spun nimic. Spune-mi dacă anii aceștia, pentru că vorbeam despre anii care au trecut peste noi, s-au schimbat în vreun fel încrederea în oameni și dacă da, în sens crescător sau descrescător? Nu-mi va, cum să zic, niciodată nimic nu-mi va știrbi încrederea pe care o am în oameni, pentru că sunt 5 degete la o mână și nu seamănă unul cu celălalt. Da, păi mite între oameni. Apoi oamenii nu sunt în fiecare zi la fel. Oamenii se transformă și evoluează sau nu de la o zi la alta. Tu acum 10 ani erai într-un fel, acum ești altfel. Apoi unul dintre motivele pentru care susțin și cursuri de dezvoltare personală și seminarii pentru femei și pentru copii motivaționale și inspiraționale este acela că am încredere în noua generație cu toată ființa mea și sunt conștientă de faptul că nu au modele nici în media, nici în cei care ne conduc, de multe ori nici chiar în familii, pentru că părinții sunt foarte ocupați pentru a asigura ziua de mâine din punct de vedere financiar. Și atunci e nevoie de cineva care să declanșeze ceva și lucrez foarte, foarte mult cu tinerii, atât din punct de vedere al comunicării, cât și din punct de vedere al câștigării încrederii, din punctul de vedere al psihologului, în câștigării încredere în ei. Acum o să plec de în 16, o să am o tabără cu niște copii din Oradea, de fapt din Oradea și din Cluj, din Bihor și din Cluj, o tabără ce va fi în barajul Drăganului, în Apuseni. Tocmai despre asta va fi vorba. Sunt mai deschiși oamenii din provincie decât cei din București? Nu-mi place că spui provincie. Oamenii din țară. Din țară. Da, sunt deschiși. În țară se întâmplă lucruri uluitoare despre care Bucureștiul habar nu are. Și nu are habar pentru că nu sunt suficient de interesante pentru media românească, media la nivel național. Au, de exemplu, în Oradea am ajuns pentru că am plecat cu un proiect de o lună și jumătate să pun voce pe desene animate și după o lună mi-am adus biblioteca și câinele pentru că m-am îndrăgostit de oraș, iar acum Oradea este, te invit cu toată ființa și invit toată țara să viziteze Oradea. E wow!
Ești în România. Revista The Forbes a clasificat Oradea printre primele 5 orașe Art Nouveau din Europa. Și ți-aș putea continua. Da, se întâmplă lucruri, au loc evenimente, se ajută oamenii între ei, se ajută județele între ele, au loc cu tot felul de evenimente de business și sunt invitați antreprenorii din toată țara în orașe și vin și se sprijină unii pe ceilalți. Da, îmi place ce se întâmplă în țară și umblu foarte mult în țară. Îți mulțumim foarte mult, Mihaela, pentru vizită. Te mai așteptăm cu mare drag la noi în studio, mai ales că noi vrem să promovăm altfel de modele, apropo de modele, altfel de oameni, altfel de mesaj. Oricum, avem nevoie de altceva. Ce am făcut în ultimii 5-6 ani. Trebuie să revii și să ne povestești. Mulțumesc foarte invitație. Mult. Rămâneți alături de programele Canal 33.